Evanghelia după Ioan, capitolul 20, primele 10 versete. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus des dimineața la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul nostru din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, a văzut fâșiile de pânze jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânze jos, iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Amin. Cunoaștem istoria învierii, cunoaștem aceste prezentări evanghelice. Și pentru că învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos este un subiect așa de important pentru viața creștină, toți patru evangheliștii dau atenție și spațiu în prezentarea lor, toți vorbesc despre acest eveniment. Învățătura despre învierea din morți a fost o învățătură care era cunoscută pe timpul Domnului Iisus Hristos. Dovada că și contemporanii lui știau această învățătură rezultă din ceea ce Matei ne spune în capitolul 27, versetele 62 la 66, că marii preoți și farisei s-au dus la Pilat să ceară gardă și sigil roman la mormânt, de teamă să nu se producă învierea. Prin urmare, credeau în înviere. Învierea este un subiect care nu se va termina niciodată. Ce am putea noi să vorbim despre înviere la aceste Sfinte Paști, la această sărbătoare? Argumentul mare pentru noi că Iisus Hristos a înviat din morți este mântuirea noastră, este existența bisericii, sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Dar privind în Scripturi la aceste sfinte sărbători, Duhul Domnului mi-a oprit mintea și inima asupra unor aspecte legate de înviere care sunt foarte puțin exploatate și explorate în timpul acestor evenimente. Și anume, acele aspecte legate de mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, ceea ce martorii oculari au văzut, ceea ce îngerii au venit să spună, ceea ce a rămas apoi impresionat în mintea și inima evangheliștilor și Duhul Sfânt i-a determinat să scrie. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, haideți cu mine să învățăm la aceste sfinte sărbători ale învierii un mesaj pe care l-am intitulat Tainele mormântului lui Iisus. Tainele mormântului lui Iisus. Și vom privi din trei perspective distincte. Prima perspectivă este prima observare a mormântului. Cine s-a uitat prima dată în mormânt? Și dacă vă uitați în textul Sfintelor Scripturi, este Maria Magdalena care s-a uitat prima dată în mormântul Domnului împreună cu femeile care au venit la mormânt dis de dimineață.
N-au văzut pe Domnul acolo, n-au văzut trupul Domnului Iisus Hristos, n-au venit așteptând înviere și pentru că au avut și o întâlnire specială cu doi bărbați acolo, despre care vom vorbi în seara aceasta, au fugit, în special Maria Magdalena, să dea de știre ucenicilor Mântuitorului Iisus Hristos și să le spună: nu știu ce s-a întâmplat cu Domnul nostru. Am fost la mormânt și ne-am găsit trupul. Probabil că cineva l-a furat. Sigur, aceasta era deducția lor. Și în pasajul pe care l-am citit astăzi, aflăm că Petru și Ioan s-au dus la mormânt. S-au dus să vadă ce s-a întâmplat acolo. Cine s-a prezentat la mormânt? Și de aceea, haideți să ne uităm împreună cu apostolii la aspecte, cum am spus, mai puțin explorate în prezentările noastre despre acest eveniment. Cuvântul Domnului ne spune că au venit și s-au uitat în mormânt. Pentru cei ce studiază limba greacă sau au studiat-o, citind textul în original, vor vedea că în cuvântul Domnului pentru a vedea în acest pasaj Iohannin sau scris de Apostolul Ioan, sunt trei verbe diferite unul de celălalt. Primul este o vedere obișnuită, Ioan 20:5, este Ioan. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a vedea este blepo sau vlepo, dar blepo spunem noi. Înseamnă o vedere obișnuită, o vedere de fiecare zi. Este ceea ce se întâmplă de obicei atunci când vorbești despre lucrurile lui Dumnezeu. Prima privire pe care oamenii o au este o privire obișnuită. Nimic interesant. Ne uităm la lucruri care ne depășesc fără să încercăm să le pricepem. De aceea, măcar că Ioan a venit pentru scopul acesta de a găsi măcar trupul mort al Domnului Iisus Hristos, el a privit, a privit obișnuit. Nici n-a intrat în mormânt, spune cuvântul Domnului, pentru că de fapt el este cel ce scrie și el știe ce s-a întâmplat cu el. Și această atitudine este perpetuată și în societatea contemporană. Oamenii se uită la lucruri mari și pentru că nu se uită cu atenția cuvenită, au o privire obișnuită. De exemplu, sunt în zilele din urmă. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară este așa de aproape. Și oamenii se uită la acest eveniment obișnuit. E? Și ce? Și nu trebuie o vedere obișnuită asupra lucrurilor care ne dau viață. Apoi, este cel de-al doilea termen pe care îl folosește Apostolul Petru. Este vederea cu intenție. Este vederea cu intenție, versetele 6 și 7 din capitolul 20. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Termenul grecesc folosit aici este deosebit și anume este teoreo. De unde avem noi teorie? Teoreo. Când Petru a privit, n-a privit ca Ioan obișnuit, ci Petru a privit cu o determinare mentală să înțeleagă. Teoreo. Să-și facă o idee, să facă o teorie despre ce se întâmplă acolo. Și nu putea să-și facă o teorie, o părere, dacă nu observa, dacă nu se uita cu atenție, dacă nu se uita să vadă cum sunt puse lucrurile, unde se găsesc. Și exact acest aspect îl așteaptă Domnul de la noi, de la fiecare. Este să vedem cu intenție, cu intenție să cunoaștem, cu intenție să dăm importanță detaliilor. Americanii au un proverb care spune în felul următor: the devil is in the details, which is wrong. Diavolul este generalist. Cel ce e specialist în detalii este Iisus Hristos, este Dumnezeu.
El este specialist în detalii. Și haideți să ne uităm, haideți să ne uităm cu teoreo, cu ochii aceștia care analizează, să priceapă, să înțeleagă. Să ne uităm împreună cu Apostolul Petru. Ce a văzut el? A văzut fâșiile de pânză, pentru că Iisus a fost legat peste mijloc. Aceste fâșii sunt dezlegate și sunt puse jos. La mormântul lui Lazar le-au rămas pe el. În cazul lui Iisus Hristos, ele sunt dezlegate și sunt puse jos. Apoi Apostolul Petru, cu privirea lui, să înțeleagă, să pătrundă în taine, teoreo, a văzut că prosopul care de obicei se punea la mormântări, în Orientul Mijlociu, în Israel, prosopul care se punea pe fața mortului, este luat cu migală și este împăturat frumos și pus deoparte. Și când Apostolul Petru a văzut aspectele acestea, teoreo, a început să judece, a început să cântărească și a zis așa, Petru, sunt convins. Trupul lui Iisus nu a fost furat. Pentru că dacă ar fi fost furat, hoțul când vine, nu are obiceiul să fie migălos. Felul în care este împăturat prosopul de pe față este împăturat intenționat, ca cei ce vin aici să vadă să înțeleagă că ceva s-a întâmplat. Este un semn. Și Petru începe să înțeleagă. Apoi s-a uitat mai atent la pânzele în care am fost înfășurat Iisus Hristos și cum spunea fratele Crinșor dimineață, Petru a mai văzut ceva, pentru că el a privit să înțeleagă, teoreo. Pânzea aceasta în care a fost înfășurat Domnul Iisus Hristos, după semnificația sau după intenția textului grecesc, este că arăta ca o crisalidă, ca o nimfă, ca un cocon, ca o gogoașă a unui vierbe nemătase. A rămas în forma aceea, rotundă. Și Petru a rămas uimit. Și într-adevăr trebuie să rămâi uimit când cineva cu atâta meticulozitate împătură prosopul, iar pânzele în care a fost înfășurat și care erau îmbibate, bineînțeles, în miresmele care au fost puse peste trupul Domnului Iisus Hristos imediat după răstignire, pânzele acestea au rămas în forma aceasta. Petru a privit să înțeleagă. Sigur, n-a priceput în momentul acela, dar în mintea lui el a început să analizeze. A început să gândească. Și exact așa se întâmplă și cu noi, frați și surori, doamnelor și domnilor. Când privim în jurul nostru, dacă vrem să înțelegem, dacă vrem să pricepem, trebuie să dăm atenție la detalii. Și poate că am să vă spun în seara aceasta un detaliu la care, dacă nu l-ați auzit până în seara aceasta, un detaliu simplu. Și o să vă surprindă detaliul pe care am să vi-l spun despre Domnul Iisus Hristos și despre învierea Lui. O să vă surprindă detaliul acesta. Dar, cum am spus, trebuie un pic de teorie, nu facem teorii pe seama învierii, ci trebuie un pic de analiză, un pic de gândire, un pic de explorare a textului Sfintelor Scripturi, ca să putem să privim cu atenție la acest mare eveniment care este fundamentul credinței creștine, pentru că Sfântul Apostol Pavel spune și face această afirmație, nu? În 1 Corinteni 15. Dacă n-a înviat Iisus Hristos, degeaba este credința noastră. Dacă nu este înviere, nu este creștinism, nu este credință creștină. Apoi, uitați-vă la cel de-al treilea verb folosit din nou pentru Ioan. Este în 20:8. Este verbul eidon sau idon, însemnează a vedea prin credință. Ioan s-a uitat din nou. A privit din nou, a intrat și el în mormânt. E când s-a uitat de data aceasta, nu s-a uitat un blep, nu s-a uitat dezinteresat, ci s-a uitat și când s-a uitat, a crezut. Pentru că observați ce spune în cuvântul Domnului? Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. N-a mai privit indiferent. A privit mai mult chiar și decât Petru. Petru l-a privit și și-a făcut o teorie mentală. Ceva nu-i la loc cu mormântul acesta. Dar nu-mi pot explica ce. Și de multe ori credința și de multe ori evenimentele legate de Dumnezeu, legate de viața Domnului Iisus Hristos, nu le poți explica ca să fie pe înțelesul minții tale sau ale mele, minții mele omenești. De multe ori lucrurile pe care le vorbește Dumnezeu depășesc rațiunea omenească.
De ce Apostol Pavel spunea despre Rai, unde el a fost răpit odată și a văzut lucrurile de acolo? Lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Nu putem raționa despre ele. Și atunci, Apostolul Ioan, când a intrat în mormânt, a privit diferit și a zis, îmi pare rău că am privit cu indiferență. Mă uit și eu ca și Apostolul Petru și sunt uimit. Și pentru că nu pot să-mi explic, de data aceasta am să cred. De data aceasta am să cred. Este prima mărturie despre înviere în sensul profund al cuvântului. Sunt primele detalii care trebuie să te pună pe tine și pe mine pe gânduri. Dacă n-ai înțeles până acum și dacă nu poți să pricepi toate lucrurile, este suficient să crezi. Este suficient să crezi. Știți de ce? Va zice cineva, păi tocmai asta este acuzația care se aduce credinței creștine. Crede și nu cerceta. Numai asta este acuzația care se aduce mișcărilor evanghelice, pocăiților, ca să spun așa, în ghilimele, în sensul peiorativ sau batjocoritor al cuvântului biblic folosit de Hristos. Oamenii îl folosesc în sens batjocoritor. Nu. Cele mai multe lucruri în viață, frașesorilor, doamnelor și domnilor, noi nu le înțelegem. Cele mai multe lucruri în viață noi nu le înțelegem. Vreți să vă dau un exemplu? Înțelegeți cum funcționează astea aici? Nu, dar le folosim, nu? Și sunt bune, nu este așa? Așa stau lucrurile și în dreptul Domnului Iisus Hristos. Nu le putem explica toate, dar trebuie să le credem așa cum le-a spus El. Și dacă le credem așa cum le-a spus El, cuvântul Domnului spune, avem viață eternă, mărit să fie Domnul. Iată o mărturie despre învierea Lui, la care poate ai meditat mai puțin, la care am meditat mai puțin și care merită să fie luată în atenție. Detalii pe care ar trebui să le punem la inimă. Apoi, în al doilea rând, Maria Magdalena privește în mormânt. Versetul 10 al textului nostru spune că Petru și Ioan au plecat acasă. Mi-am făcut imagine, a zis Petru, am să încerc să fac sens din ceea ce am văzut. Apostolul Ioan a spus, mie mi-ajunge, eu știu că am via Domnul nostru, n-am să pot să explic cum. Maria Magdalena însă a rămas la mormânt. Ea a rămas mai departe acolo. Și de data aceasta Maria Magdalena a vrut să vadă și ea mai bine lucrurile, să încerce să înțeleagă ceva, să vadă dacă poate să descifreze ceva de acolo sau probabil se va produce o minune în dreptul ei. Și haideți să vedem ce se întâmplă, pentru că sunt niște lucruri foarte adânci, foarte profunde, foarte interesante, care vin, frașesurilor, doamnelor și domnilor, să completeze profețiile Vechiului Testament despre Domnul Iisus Hristos. Despre acela care a spus, eu n-am venit să distrug legea și prorocii, ci am venit să o împlinesc. Primul lucru pe care îl vede Maria pe lângă pânzele în care a fost înverit Domnul Iisus Hristos, așa cum le-au lăsat și apostolii acolo, sunt doi îngeri îmbrăcați în alb. Uitați-vă la versetele 12, 11 și 12. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb. Și fiți atenți, pentru că în toată prezentarea îngerilor, toți sunt prezentați în această formă, în alb, strălucitor. Șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Deci iată că Mariei îi se dau detalii noi și detaliile acestea trebuie să-ți vorbească ție, detaliile acestea trebuie să-mi vorbească mie, mi-au vorbit și de aceea vreau să vin în fața dumneavoastră, pentru că va trebui să privim mai adânc la mesajul acesta al învierii, la evenimentul învierii propriu zise. Deci ceea ce vede Maria sunt doi îngeri, în alb strălucitor, îmbrăcați în alb. Și acești doi îngeri se remarcă prin două lucruri, prin două lucruri. Primul este ce vorbesc acești îngeri. Versetul 13. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Și poate că cineva din sală sau de la internet, auzind din nou acest text despre înviere, va zice, dar de ce au pus această întrebare îngeri? Este o întrebare ne la locul ei.
Cum să nu plângă? Dacă l-a iubit pe Domnul ei, cum să nu plângă? Întrebarea îngerului este mai mult o afirmație. Și știți ce vreau să spună ei? Ei vreau să spună următorul lucru. Mario, tu ai mai fost și mai înainte aici. Împreună cu celelalte femei ne-ai mai văzut odată. Și când ne-ai văzut atunci, prima dată când ai venit la mormânt, ți-am spus, de ce căutați pe cel viu printre cei morți? Nu este aici, a înviat după cum vă spusese. Nu mai căutați aici, mergeți că se duce înaintea voastră să vi se arate. Și de aceea noi ne mirăm că tu încă continui să plângi când știi ce s-a întâmplat cu el. Însă Maria s-a uitat nu numai la ce vorbesc ei. Cel de-al doilea detaliu important în această scenă din mormânt, frați și surori, domnilor și domnilor, este poziția acestor doi îngeri. Poziția lor. Observați care este poziția lor? Au văzut doi îngeri în alb, ce făceau? Șezând. Șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Aici este minunea. Cercetați dumneavoastră cât veți dori și veți voi Sfânta Scriptură și m-aș bucura să o faceți. M-aș bucura să o faceți. Nicăieri în Biblie nu veți găsi vreodată și nu vom găsi vreodată un înger prezentat de Dumnezeu prin profeți sau în Noul Testament care șade. Nicăieri. Întotdeauna îngerii sunt fie zburând, fie lucrând, fie fugind, fie alergând, fie mergând. Never ever sitting. Niciodată șezând. Ăsta este detaliul care vrea Dumnezeu să-l priceapă Maria și să-l pricep tu. Uitați-vă la ei cum stau, cum șed. Cuvântul Domnului spune, unul ședea la cap și unul la picioare. Am să vă aduc aminte despre ceva. În vechime, în cuvântul lui Dumnezeu, potrivit Exod 37 cu versetul 6, 25 cu 17, de asemenea, potrivit unor pasaje paralele cu acestea, Dumnezeu, fiți atenți, a dat următoarea poruncă și a zis lui Israel, construiți-vă un cort numit Cortul Întâlnirii, iar mai târziu i-a vorbit lui David și i-a dat the blueprints, imaginea, proiectul, arhitectura, printr-o revelație divină. Construiți-vă un templu și eu, Domnul vostru, mă voi coborî și voi vorbi cu voi în cort și în templu. Dar în cort va fi un loc special unde voi vorbi, nu în orice loc în cort. Cortul să fie împărțit în două, primul numit locul sfânt, unde să intre preoții în fiecare zi, și apoi locul prea sfânt, unde să intre numai marele preot odată pe an ca să facă ispășirea voastră cu stropire prin sânge. Și fiți atenți la imaginația mare pe care în această scenă Domnul Dumnezeu vrea să ne-o sugereze. În locul prea sfânt eu voi vorbi cu voi, dar știți cum voi vorbi? Am să vorbesc printr-o cutie de salcâm, a cărei dimensiuni în terminologia noastră modernă americană este de 3.75 feet, picioare, deci 3 picioare, 0.75, pe 2.25, pe 2.25, deci 3.75 de lungă, pe 2.25 de lată, pe 2.25 de înaltă, de picioare. Și Dumnezeu a spus, eu am să vorbesc cu voi prin această cutie de salcâm care va fi poleită și pe din interior și pe din afară cu aur, și acum cheia. Iar pe capacul acestei cutii de salcâm poleită cu aur să zugrăviți ce? Doi heruvim, la un capăt și la cealaltă a acestei cutii. Unde sunt acești doi îngeri? Unde sunt acești doi îngeri? Sunt unul la cap și unul la picioarele Domnului Iisus Hristos. Unde a fost Iisus Hristos? A fost într-o cutie. De fapt, dacă vreți să știți, terminologia folosită pentru chivotul legământului în Vechiul Testament în ebraică este Aron. Aron însemnează sicriu.
însemnează sicriu. Pentru că în cuvântul Domnului se spune că după ce în vechime Dumnezeu ne-a vorbit prin profeți, în zilele mai de pe urmă ne-a vorbit prin Fiul Său, pe care oamenii l-au luat, l-au omorât și l-au pus într-o cutie, l-au pus într-un sicriu. Dar într-o zi, după ce l-au pus acolo, 3 zile de fapt mai târziu, Dumnezeu din ceruri, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Iisus personal, împreună cu oștirea îngerilor, au făcut ca din această cutie în care au vrut să închidă gura lui Dumnezeu, Iisus Hristos să învieze din morți. Și vedeți cum stau acești îngeri? Ei șed. Știți de ce? Pentru că ori de câte ori în Scriptură vom avea pe cineva prezentat că și-a încheiat lucrul, ce face? Șade. Iisus Hristos și-a încheiat lucrul și ce face la ora actuală? Ce face? Șade la dreapta lui Dumnezeu. Ce fac acești îngeri? Șed. În locul unde a fost bunăoară, și a fost, nu bună oară, cu acea exactitate, trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că ei pot să fie reprezentativi pentru cei doi heruvimi care stăteau pe deasupra capacului ispășirii, de unde Dumnezeu veghea și de unde se făcea ispășirea lui Israel în Sfânta Sfintelor odată pe an de către Marele Preot. Și ce era de fapt în această cutie de salcâm, în acest chivot al legământului? Ce era? Erau tablele legii, era Iisus cuvântul, era mana, era Iisus pâinea care s-a coborât din cer, Ioan 6:51. Era toiagul lui Aron, fiți atenți cât de sugestiv este, era toiagul lui Aron, o bucată de lemn mort care a înmugurit, a înfrunzit și a făcut fructe coapte. Și este exact același lucru. Iisus Hristos, lemnul acesta verde, a fost omorât. Dar lemnul acesta verde omorât s-a ridicat și este un lemn verde din nou, pentru că Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul! Parcă nu se poate o simbolistică mai mare pentru învierea Domnului Iisus Hristos decât această scenă profundă în care Maria încearcă să facă sens. Încearcă să înțeleagă. Apoi, în al treilea rând, este mărturia celorlalți 3 îngeri, pentru că mai sunt 3 îngeri la mormânt. De fapt, mai sunt 4, însă al 4-lea, după cum vom vedea, este diferit. Potrivit prezentării lui Marcu, în Marcu capitolul 16 cu versetul 5, spune că atunci când Maria Magdalena s-a uitat în mormânt, ea a văzut un tinerel îmbrăcat în alb, șezând, și acesta șade, șezând la dreapta locului unde a fost pus trupul mort al Domnului Iisus Hristos. V-am spus, chivotul legământului era pus în Sfânta Sfintelor. Cine avea acces în Sfânta Sfintelor? Doar Marele Preot. De aceea, fără să fiu dogmatic, fără să spun că așa este neapărat, cred că suntem în siguranță să afirmăm că din moment ce acest tinerel este prezentat sub formă de om, observați, îngerul acesta este prezentat sub formă de om, din moment ce acest tinerel șade și el la dreapta unde a fost trupul Domnului Iisus Hristos, unde au fost ceilalți 2 îngeri care, ca și la capacul ispășirii, vegheau asupra Domnului Iisus Hristos, tinerelul acesta poate să reprezinte profetic și poate să reprezinte simbolistic pe Marele Preot, care avea acces în Sfânta Sfintelor și care aducea jertfă de ispășire pentru Israel. Și el șede. De ce? Pentru că slujba lui s-a încheiat. Slujba Marelui Preot s-a terminat. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a murit, cuvântul Domnului spune că perdeaua care despărțea, sau zidul, dacă vrem, care despărțea locul sfânt de locul preasfânt, și era un zid de 25 de centimetri grosime, s-a crăpat și s-a rupt în două ca să se poată vedea din afară înăuntru, spunându-se prin aceasta că nu trebuie un om de aici încolo să ne meargă, să ne reprezinte în locul preasfânt al lui Dumnezeu, ci trebuie fiecare dintre noi să ne adresăm direct lui Iisus Hristos, care a preluat și și-a asumat asupra lui acest oficiu de mare preot. Și de aceea autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 4, versetele 15 și 16, chiar acest lucru îl spune. Și
Să avem îndrăzneală, căci nu avem un mare preot care să nu aibă milă de noi, ci unul care a suferit ca și noi în toate lucrurile, dar fără de păcat. A trecut în ispite, dar n-a căzut în ele. Și pentru că el a biruit și șa de la dreapta lui Dumnezeu, a intrat în locul preasfânt odată pentru totdeauna. De aceea, cuvântul Domnului spune să avem îndrăzneală, să venim cu cerurile noastre, pentru că el ne înțelege și ne cunoaște și ne ajută. Nu numai un tinerel, uitați-vă alți doi îngeri. Luca 24, versetele 4 la 5, cuvântul Domnului spune, fiindcă femeile nu știau ce să creadă, iată că le s-au arătat doi bărbați. Din nou, doi bărbați. Îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. Dacă vrem să ne uităm la toată simbolistica Vechiului Testament despre Iisus Hristos, care este pâinea, Dumnezeu care a vorbit așa cum se vorbea în chivotul legământului, cine vrea să citească cu atenție cuvântul lui Dumnezeu va găsi în 1 Împărați, capitolul 6, versetele 23 la 28, un element în plus față de ceea ce a făcut Moise la cort, și anume, după planul pe care Dumnezeu l-a dat lui David, Solomon a făcut în Sfânta Sfintelor, a turnat, de fapt tot din lemn de sărcâm, poleiți cu aur, două statui de heruvime, înalte de 15 feet fiecare. Iată că, din nou, simbolistic aceasta a împlinirii totale a ceea ce Dumnezeu a vorbit despre el, mă voi coborâ și voi vorbi în locul preasfânt. Și tot ce s-a întâmplat acolo și tot ce a fost în locul preasfânt, ca Dumnezeu să poată să comunice cu Israel, este împlinit acum la Domnul Iisus Hristos. Totul este împlinit la detaliu. Iisus Hristos însă nu mai este ținut într-o cutie, nu este ținut într-un mormânt, nu este ținut în inima pământului, ci împreună cu îngerii care au asistat la învierea lui, Iisus Hristos este viu, este la dreapta lui Dumnezeu și vreau să vă spun și în seara aceasta, Iisus Hristos este în mijlocul nostru, fiindcă este viu. Slăvit să fie numele Lui. Și apoi mai există un singur înger, un înger special. Este Matei 28, 1 la 3. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăbălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Îngerul acesta este special. Îngerul acesta este special, care participă la învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. Și știți de ce este special? Pentru că este diferit de toți ceilalți pe care i-am văzut până acum. De toți ceilalți cinci pe care i-am văzut până acum. Tinerelul, doi bărbați și doi îngeri acolo în mormântul, unul la cap și unul la picioarele Domnului Iisus Hristos. De ce? Este singurul prezentat într-o manieră, spune, înfățișarea este ca fulgerul, îmbrăcămintea albă strălucitoare. Este singurul care se coboară ca un fulger din cer și când el s-a coborât, s-a prăvălit piatra de la mormânt și șade pe această piatră. Dacă vă uitați împreună cu mine în paginile Sfintelor Scripturi, când Dumnezeu a vorbit poporului lui Israel, a spus, sfințiți-vă trei zile și apoi apropiați-vă de munte. A treia zi când s-au apropiat de munte, ca a treia zi când trebuia să învieze Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a vorbit poporului și s-a arătat prin fulgere, cu tremure de pământ și tunete puternice. Îngerul acesta, dacă vă uitați la el, are această arătare puternică, este ca fulgerul, când el se arată, se cutremură pământul și îmbrăcămintea lui este albă strălucitoare. Întotdeauna în Vechiul Testament, când acest înger se arată, și în Noul Testament îl vedem în Apocalipsa, îngerul acesta este o teofanie, o prearătare a lui Dumnezeu, o arătare a lui Dumnezeu. Eu sunt convins că ceea ce Sfântul Apostol Pavel vorbește în Romani, capitolul 8, versetele 7 la 11, Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. La învierea Lui din morți a participat și Duhul Sfânt, această treia persoană dumnezeiască din dumnezeire. Eu sunt convins în inima mea că acest înger special despre care vorbește Matei este o teofanie, o arătare a Lui Dumnezeu, a puterii Lui, pentru că în momentul este prea glorios ca Tatăl sau Duhul Sfânt să nu participă la învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. De fapt, toți trei au participat. Apostolul Pavel în Roman spune, Duhul lui Dumnezeu l-a înviat din morți,
Apostolul Petru spune în Fapte 10, Dumnezeu l-a înviat din morți pe acest Iisus Hristos, iar Iisus Hristos la rândul lui spune în Ioan 10, eu am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Iisus este viu. Detalii despre care v-am vorbit în această seară sunt detalii care dovedesc acest lucru, pentru că El a înviat să împlinească toată legea, toți profeții. În Iisus Hristos s-a împlinit totul. Și am spus, doar să medităm, doar să medităm. Avem această expresie, dimineața învierii. Azi să vă pun o întrebare. Credeți că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu? Amin. Credeți că tot ce spune literar această carte sfântă al Dumnezeu despre Iisus Hristos a venit și va veni iară, trebuie să se împlinească la virgulă, la punct, la iotă? Uitați-vă dumneavoastră în Iona, capitolul 1, cu versetul 17, în Matei 12, cu versetul 39 și 40, Iisus Hristos a spus următorul lucru. Și fiți atenți ce a spus Iisus Hristos. După cum Iona a stat în pământ, cât? 3 zile și 3 nopți. Tot așa și Fiul omului va sta în inima pământului, cât? 3 zile și 3 nopți. Nu este așa că ai avut mereu dificultăți ca să calculezi cum a stat Iisus Hristos în pământ 3 zile și 3 nopți? Uitați-vă împreună cu mine la acest cuvânt din Ioan, capitolul 19, cu versetul 31. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare. Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluirile, adică să grăbească moartea celor care erau pe cruce, dacă încă erau în viață, ca să fie îngropați. Frații și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos n-a înviat duminică dimineața, Iisus Hristos a înviat sâmbătă seara. Și vă surprinde să auziți lucrul acesta, nu? Dar s-a constatat că a înviat din morți duminică dimineața. De ce? Putem să spunem acest lucru. De ce? Dacă El a stat în inima pământului 3 zile și 3 nopți, cum a stat și Iona, dacă vă uitați în timp, Paștele, când a fost deschis Domnul Iisus Hristos, nu au căzut vinerea, cum credem că au căzut, ci Paștele Domnului nostru Iisus Hristos în timpul acela au căzut joia. Iisus Hristos a fost răstignit joia, nu în vinerea mare. Fiți atenți! Dar dacă de joi seara, când El a fost pus în groapă, până vineri seara este o zi, nu? Și o noapte. De vineri seara până sâmbătă seara este a doua zi și a doua noapte. Și apoi a venit duminică dimineața. A stat El 3 zile și 3 nopți atunci în mormânt? Dar uitați ce spune Ioan. Și ziua aceea era o zi mare. Ori de câte ori citiți lucrul acesta în Biblie, și aș vrea să citiți cu atenție, ori de câte ori citim lucrul acesta în Biblie, era o zi mare, aceasta însemnează că, potrivit tradiției iudaice, la Paște, la Rusalii și la Ispășire, încă o dată, la Paște, la Rusalii și la ziua Ispășirii, 3 de 3 ori pe an, pentru că aceste 3 sărbători erau cele mai mari sărbători iudaice, unde toți bărbații din Israel trebuiau să se prezinte la Ierusalim. Datorită faptului că veneau cu jertfe nespus de multe, evreii au introdus în calculul zilelor o zi în plus. Ori de câte ori aceste sărbători se sărbătoreau, nu se sărbătoreau o zi, ci se sărbătoreau 2 zile. De aceea în Biblie scrie, era o zi mare. Era o zi mare, adică o zi dublă. O zi dublă. Și atunci, dacă Domnul Iisus Hristos a murit joi seara, până vineri seara, este o zi. De vineri seara până vineri seara, pentru că avem o zi dublă, este a doua zi.
De vineri seara până pe sâmbătă seara, normal, acum intrăm în normalitatea programului, nu știu dacă ați înțeles ce am spus, avem 3 zile și 3 nopți. 3 zile și 3 nopți. Iisus Hristos a înviat la confluența dintre aceste seri, sâmbătă spre duminică, însă până duminică dimineața, datorită sărbătorii iudaice, n-au știut lucrul acesta. S-au dus, au descoperit, au văzut, pentru că totul era deja în viață, totul era deja dat la o parte, totul era deja performat după ceea ce Domnul Dumnezeu a pregătit pentru tine și pentru mine. Dar când te uiți la detalii de felul acesta în textul Sfintelor Scripturi, ți se pare că vorbește altă Evanghelie, nu știi. De ce? Pentru că ești obișnuit să nu privești la detalii, ești obișnuit să mergi cu tradiția, ești obișnuit să mergi cu ceea ce merge toată lumea. Seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să te determin să te uiți ca Maria, să te uiți ca Petru, să te uiți ca Ioana a doua oară, cu un teoreo, să te uiți să înțelegi, să vezi detaliile, să te uiți ca Ioan și după ce ai văzut, să crezi. Și aș vrea să știi și să fii convins. Nu contează așa de mult la ce oră, din zi sau din noapte, a înviat Iisus Hristos. Și ceea ce contează este, Iisus Hristos este viu, iar tu și cu mine trebuie să credem lucrul acesta. Pentru că dacă credem că El este viu, și cred că de aceea suntem aici, viața din El devine și viața noastră. Și fiindcă El trăiește, și noi vom trăi. Și pentru că El s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și a isprăvit lucrarea, într-o zi, așa cum recent fratele Ștefan Olaru pleca dintre noi, într-o zi ne vom duce și noi și ne vom isprăvi din alergarea, vom ședea împreună cu Iisus Hristos. Nu vedeți noastră că, de fapt, concluzia în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, este tocmai aceasta, din Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șadă. Îi voi da să șadă împreună cu mine, pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed pe scaunul de domnie al Tatălui meu. În seara aceasta de 2008, stai în fața cuvântului și te minunezi, probabil, câte detalii la care nu te-ai gândit. Dumnezeu a vrut ca în Hristos să se împlinească toate lucrurile. Și plăcerea lui Dumnezeu este detaliu. Vă voi mai da unul pe care îl știți și l-ați auzit, l-am spus în această biserică și cu care vreau să conclud. Stând pe cruce, obișnuim să spunem și spunem corect că Iisus a suferit cumplit, a însetat cumplit. Ceea ce nu spunem corect este că, chinuit de sete, El a strigat, mi-e sete. Aceasta este incorrect. Aceasta este incorrect. Trebuie să spunem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 19, versetul 28. După aceea, după ce a rostit cuvintele de mai înainte, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ia ascultați ce spune mai departe. Puneți și pe ecran Ioan 19:28. Ca să împlinească Scriptura a zis, mi-e sete. Mai era un pasaj în Psalmul 69 care nu s-a împlinit despre el. Spune acolo în Psalmul 69 cu versetul 21, ei îmi dau să beau oțet și fiere. Și n-au făcut lucrul acesta cu el. Și trebuia totul împlinit la virgulă, la punct, la cuvânt. Deci i-a zis, scrutând cu mintea lui, care este trează, Scripturile, zis, mi-e sete. Să se împlinească și pasajul acesta.
Și după ce a spus lucrul acesta ca să împlinească Scriptura, cuvântul Domnului spune: și-a încredințat Duhul în mâna Tatălui. Știți de ce a făcut lucrul acesta? Pentru că el a zis: eu am putere să-mi dau viața? Nu când îi iau romani sau evrei, sau când spune cineva că sunt așa de bătut și așa de zdrobit și așa a fost, s-a făcut păcat în locul tău și al meu. Și fac lucrul acesta când consider eu că este împlinită Scriptura, nu când considerați voi. Pentru că atunci când s-au dus la Pilat să-i spună: a murit Iisus, știți care a fost reacția lui Pilat? Cuvântul Domnului spune: Pilat s-a mirat că a murit așa de repede. Cum? Nici 6 ore și-a murit? Când 3 zile durează o moarte pe cruce? El a murit când a fost totul împlinit. La detaliu. De aceea șa de la dreapta lui Dumnezeu. Și de acolo, de la dreapta lui Dumnezeu, te cheamă pe tine și pe mine. Și spune: eu sunt viu în vecii vecilor. Eu sunt Alfa și Omega, cel viu. Am fost mort, dar acum sunt viu în vecii vecilor. De aceea noi creștinii nu slujim un Dumnezeu mort, ci slujim pe Cel care a murit și a înviat. Nu un Dumnezeu neputincios, ci pe Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Nu un Hristos care n-a mai putut în bătăile și în chinuirile pe care le-a îndurat și acestea l-au depășit. Nu! Erau depășiți ceilalți care stăteau pe cruce, erau epuizați. Cuvântul Domnului spune că atunci când a strigat cu glas, când a strigat către Tatăl: mâine tale, când ți-a zburat, a strigat cu glas tare. De ce? Pentru că El este în controlul tuturor lucrurilor. În seara aceasta, în concluzie, dăm voie să te întreb: este El în controlul vieții tale? Este El în controlul vieții tale? Este El în controlul familiei tale? Este El în controlul gândirii tale? Este El în controlul privirii tale? Dacă nu-i, spune astăzi: Doamne, fii și Domnul meu. Vreau să privesc de aici încolo în cuvântul Tău, să pot să-mi fac o imagine corectă ca și Petru despre ce s-a întâmplat cu Tine, dar o imagine mult mai adâncă, una care să mă determine să cred și să mărturisesc și eu ca sfinții de dinainte. Doamne, Tu ești Domnul meu, Tu ești Dumnezeul meu. Mă rog Domnului ca Iisus Hristos, Cel viu, să fie Domnul tău, Mântuitorul tău, Izbăvitorul tău.